Dublu eveniment la Biblioteca Județeană Ion Minulescu. Artistul oltean Ion Milcio Iuboștină a prezentat publicului slătinean colecția sa de tablouri sub titlul Armonia Vieții, pe acorduri muzicale de folk și versurile lui Mihai Eminescu. 10 de lucrări de mari dimensiuni, în culori de verde și galben, au fost expuse pe simezele Salonului Artelor Nicolae Truță de la bibliotecă. Astăzi vernisăm o expoziție foarte frumoasă, tablouri într-un stil modern, frumos colorate, frumos executate. Invităm publicul slătinean să calce pragul bibliotecii și pe lângă faptul că or să împrumute câteva cărți, să admire și această frumoasă expoziție. În finalul vernisajului, domnul Melciu ne va oferi un mic concert de muzică folk. Este și un bun solist, e un artist desăvârșit. Ion Milcio Iuboștină este un artist plastic cu 10 de expoziții personale și de grup, atât în țară cât și în afară, și se remarcă printr-un stil de a picta rar abordat. Lucrările sale moderne se încadrează în sfera cubismului și sunt reprezentate de perspective inedite, geometrii simetrice și o paletă de culori aparte. După prezentarea tablourilor, artistul a interpretat mai multe melodii. Expoziția adusă astăzi pe simezele de la Biblioteca Ion Minulescu este dedicată tuturor oamenilor din acest oraș. Se intitulează Armonia Vieții. Stilurile sunt ample, sunt mai multe direcții din artă și vă doresc o vizionare cât mai plăcută. Cred că e ceva nou pentru oraș. Tablourile artistului se vor regăsi la parterul Bibliotecii Județene Ion Minulescu pe întreaga durată a lunii octombrie, așa că cei interesați să vadă aceste lucrări de artă o pot face până atunci.